Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de pe Insula Pustie. Sunt foarte răgușit, încă nu mi-a trecut de tot răceala. Tocmai ce, m-am dus și m-am uitat aici și la șopuleț să văd unde pot să vând toată cantitatea asta de floarea soarelui. Am treierat toată floarea soarelui de acelișa de pe terenul ăsta mare, am treierat-o și de aici și mi-a ieșit undeva la 27 de tone. Eu am dat timpul, mai avem 60.931 pentru că am dat timpul ca să crească puțin prețul la floarea soarelui și în același timp mi-a crescut mie prețul și la mere. Uitați câte paleți avem acolo de mere spamați și mai avem și pe la solare, s-au mai spamat și câteva fructe din astea exotice. Așa că o să trebuiască să le iau să le vând pe toate, vreau să le iau să le vând și după ce le vindem ne băgăm direct la șopuleț, ne băgăm direct la cumpărături. Vreau să-mi achiziționez și eu unul sau mai multe utilaje dacă pot. Vreau să-mi achiziționez acelișa la fermă câteva utilaje noi ca să fie a mele, practic, propriile mele utilaje. Așa, descărcăm acelișa frumos. De ce nu vrea? Acum gata. 23, 22. N-am scos foarte multă producție, dar am prins-o la un preț destul de bunișor. Am prins-o la 1488 și în scădere deja, așa că am vândut-o aici la cel mai bun preț, 41.168 am luat. Deci s-a meritat cultura, chiar dacă am investit ceva în ea, 41.000, chiar e foarte, foarte bine. Următoarea cultură nu știu care o să fie pe terenul, încă nu m-am decis ce cultură să bag pe terenurile astea două. O să vedem imediat acum, fiind și primăvară, o să pot să pun cam ce o să vreau eu. Dar înainte de toate, remorca asta o putem lăsa acelișa. Înainte de toate, mă duc să văd ce fac cu toate merele astea, să văd ce preț am. Mă arunc și îmi cumpăr o fabricuță să le fabric, să fac ceva din ele. Nu știu exact, pentru că la fabricuță, dacă nu mă înșel, mai trebuie câteva chestii. Mai trebuie anumite produse ca să pot să scot un produs final din măr, de exemplu, ca să facem suc, ne trebuie miere de albine, ne trebuie zahăr și nu prea am chestiile astea în momentul de față. El este foarte scump, 2300, 4000 merele cu miere de albine, iar mărul în sine, 522 în creștere. Mi se pare că acum martie, are el prețul cel mai ridicat, nu o să crească foarte, foarte mult. Așa că cred că e timpul să le iau să le vând, oricum s-au strâns o grămadă de paleți acelea și eu am mai vândut o remorcă, un trailer cu mere, mai avem încă două acelișa și plus ce au mai scos mere luna asta. Avem câteva tone bune de măr, chiar scot foarte, foarte multe mere. Bineînțeles, am și un consum de apă destul de ridicat. Dacă stăm să o luăm așa, pentru că ele practic 24 din 24 funcționează, mănâncă apa mea bănișori. Dar ne scoatem investiția, chiar nu sunt pe minus deloc. Țin să vă spun că sunt chiar pe plus cu grădinile și cu solarele. Acolo la solare trebuie să mai bag niște sămânță, trebuie să mai pun anumite chestii. Stați să vedem unde vindem acelișa. Să le duc și îngrășământ ca să mai producă și ele ceva, că n-am mai apucat să mai fac toate chestiile astea, pentru că m-am apucat de treierat și am dat timpul ca să murce și mie prețul, să am și eu un preț bun la vânzarea asta de produs. Se merite practic. Acelișa văd că se vinde 110, hai că luăm ceva bănișori, 9000, cred că luăm undeva la 10.000 pe remorcă, dacă nu mă înșel. Astea nu pot să le iau cu mâna. Hop. Atât. Iar astea de acelișa mari nu merg să le luăm cu mâna, trebuie să mai activez eu frumos super forța. Hai și voi. 113.000. Mamă, ce răguși sunt. Încă nu mi-a revenit vocea la normal.
874. Cred că mai am vreo două ture, plus ce mai scot acum de la toți copăcei. Nu prea mi-ajung bănișorii ăștia pentru ce aș vrea eu să mi pentru ce aș vrea eu să-mi cumpăr, dar vedem cu tot absolut tot ce vând. Plus că mi-au crescut și copaci pe cealaltă insulă, se văd acolo deja că sunt mărișori, iar cultura de poplar și ea este foarte, foarte mare, este foarte crescută, doar că nu s-a făcut încă poplarul. Nu înțeleg de ce mama lui nu vrea să se... Aoleu, ce-am fugit. Aici nu mai vrea pentru că nu mai detectează paleții. Nu știu de ce nu se usucă, practic. Ori se usucă acum în vară, ori nu știu care e treaba, dar nu vrea să se usuce el încă. Acileșa, de ce mama lui nu vrea să mai încarci? Ia de acileșa ta. Trebuie să le dau eu cu... Mamă, s-o mai și buguit din... S-au mai și buguit din paleții ăștia. Trebuie să-i dau eu cu mâna. Ia uite, bă, că nu vor. Aha. Deci cumva s-au buguit niște paleți pe aici cum i-am descărcat. Eu probabil cum prin terenul înclinat, cum i-am descărcat, s-au luat și s-au buguit. Nu știu din ce cauză. Dar încercăm să-i... O să încerc să-i dezbuguiesc. Dacă nu-i citește lucrător automat, o să trebuiască să trag cu mâna tare de stânga, dreapta, sus, jos, până se dezbuguiesc de acolo. Se pot încărca, se pot vinde, că nu-i las acolo pe care nici de la aici. luăm și vindem absolut totul. Iar când ni se face poplarul, și acolo la poplarul, să avem nevoie de ceva bănișori ca să putem închiria niște utilaje ca să-l recoltăm poplarul. Dar eu zic că o să scoatem ceva cantitate și ceva beneficii din poplar. Plus, treaba bună, m-am uitat acolo la poplar, este o... Practic el o să se reproducă, e o plantă care se reproduce și nu o să trebuiască temanat în fiecare an. Așa o să pot să-l țin eu câți ani vreau acolo pe teren, să tot fac poplar. Și după ce mă plictisesc de el, scot cultura dacă nu mai vreau. Dar el practic o să se reproducă. Așa că e un avantaj. Plantez odată și l-ai mult, mult, mult timp. Nu știu dacă îți dă aceeași cantitate în fiecare an. Dacă nu știu dacă diferă cantitatea, mă gândesc că dacă îi dai îngrășământ, fertilizant și ce-ți cere el, 11.000 la pe o remontă bun. Dacă îi dai îngrășământ și tot ce cere el, n-ar avea de ce să scadă cultura. Poate cumva din cauza solului să citească cumva jocul, să zică, bă, solul trebuie arat și să replantez din nou. Nu știu sincer, dar o să vedem de-a lungul timpului cum o să funcționeze, plus că avem și copacei mari, când sunt copaci mari, direct fabrică și direct ne apucăm de treabă ca lumea cu lemnul, pentru că avem mult, mult lemn acolo. De acolo am încărcat tot. Eu să văd dacă se mai spamează ceva. De ce nu vrea să se mai spameze? Pentru că nu e dat timpul. Îl dăm pe 5. Atât. Mamă, bun. Bă, s-au mai spamat câțiva paleți ca lumea. Cred că o să pun deja copacii. O să-i pun pe vânzare automată până nu-mi iau eu fabricuța, să-i dau pe distribuire. Poate o să-i pun pe vânzare automată. Gen să vândă ei automat în fiecare lună, să-și vândă ei producția. Practic așa nu o să trebuiască să mai stau foarte, foarte mult, să mă ocup foarte mult timp de ei. Îmi place treaba cu... Adică îmi place să mă ocup eu, să fac toată treaba asta, să-i car, să-i transport, dar la un moment dat o să avem foarte multe chestii de făcut și o să trebuiască să se vândă ei automat, practic, după o să trebuiască să stau eu să-i vând, du-te încolo, fugi încoace. Aici nici nu pot să pun gen să fac o rută la lucrător automat, gen să meargă, să ia, să-i facă, pentru că nu avem drumuri. Drumurile sunt create de mine și vă dați seama că lucrătorul nu o să le citească, pot să-l trimit eu din punctul A în punctul B, doar că nu știu dacă o să...
Nu știu dacă o să funcționeze, doar să... Doar să-i fac eu niște puncte de oprire. Mă gândesc că ar merge, dar nu sunt sigur, nu sunt sigur dacă o să funcționeze bine. Așa, mai luăm încă un bănișor frumos și pe produsele astea și cred că o să putem să ne cumpărăm, cred că o să putem să ne achiziționăm ceva. 135. Se vinde și de aici, se vinde și din spate, 11.000. Ultimii doi paleți și mai am încă o tură. Cred că o să mai încarc încă o remorcă de la toți copacii. Am băgat la vânzare în episoadele astea de m-am nenorocit. Terenuri, o să trebuiască să mă uit și la terenuri, să văd pe terenurile astea ce am putea noi să plantăm luna asta, așa că venim frumos la celișa, a calendar și ne uităm. Putem să punem ovăz, floarea soarelui din nou, putem să punem porumb dacă vrem, putem să punem cartofi, putem să punem rădăcinoase în mare parte. Problema cu rădăcinoasele este că utilajele noastre sunt cam mititele pentru rădăcinoase, dar m-aș risca să pun niște... Stați să vedem la prețuri. Uite, supă din morcovi. Avem produse ca lumea. M-aș risca să bag niște sfeclă și niște morcovi aș pune, nu știu prețurile, cum stau cu prețurile. Vreau să văd prețurile, care se plătește cel mai bine și băgăm o cultură de rădăcinoase. De ce nu? Avem utilaje ca lumea pentru ele astea din DLC, mai ales. Sunt foarte frumoase și ar merge. Ia să vedem. 270 cea mai scumpă, 293, 289. Și prețurile actuale sunt 253, 270 la morcovi, 273. Nu știu ce să punem. Cred că punem sfeclă roșie. Cred că ar fi cel mai ca lumea să punem sfeclă roșie. Mamă, avem și bureți. Ăștia se pun în solare, mă gândesc. Cred că cel mai ok o să fie sfeclă roșie. Dar că sfeclă roșie, că vrem noi să o semănăm, acelișa venim la utilaje, o putem recolta cu mașinăria asta mare sau... O putem recolta cu unde avem mașinăriile din DLC. Uite aici, remolacea pentru sfecla roșie. Mamă, avem și astea că sunt foarte mari, astea gen sunt implementate de mine, că sunt moduri. Dar aveam ceva grimele ăsta, aveam ceva mai ca lume, știu eu, din DLC practic. Aveam niște utilaje frumoase din DLC cu care se putea recolta. Aveam mașinăria. Aveam asta care ia un rând, asta tot așa cât ia, 1,5, 0,8, mamă, dar astea iau foarte, foarte, astea iau foarte, foarte puțin. Acum de semănat n-ar fi o problemă, că băgăm o semănătoare din asta mare, de o să ne semene acolo și n-am avea nicio problemă. Problema este că sunt foarte, foarte mici. La recoltat, pai mamă, cred că o să trebuiască să recoltăm cu vreo mașinărie din aia mare, 600, asta câți metri ia? 3 metri și cred că ne trebuie ceva 100%, că asta nu ține, clar, trebuie să mergem cu un tractor ca asta să toarne noi, cât o putem. Mamă, 32.000 de euro să o luăm în chirie, trebuie să facem o cultură mărișoară ca să ne putem scoate investiția asta practic. Pentru că nu știu câtă cantitate o să scot eu de pe terenul meu și de pe celălalt teren mic. Dacă aveam și terenul ăla al mare unde avem poplarul, nu zic că n-ar fi mers plantat. Ar fi mers pentru că scoteam foarte multă cantitate și practic îmi scoteam și investiția. Așa, gândiți-vă că nu știu dacă o să-mi scot toată investiția de pe terenul ăsta. Practic tot trebuie să investesc pentru utilajele alea în chirie și acum sincer nici nu vreau să fac cu un utilaj din ăla de un metru, pentru că o să fie și cu ăla foarte costisitor, nu pe partea monetară, să zicem așa, o să fie costisitor pe partea timpului, o să-mi ia foarte mult timp și prefer să iau un utilaj mare, să fac mai repede și să mă coste mai mult, dar să-mi scot și
da, să-mi scot și investiția decât să acolo în spate văd că s-au mai spamat niște paleți. Abar nu am de ce s-au mai spamat. Gata, nu mai încape. Cred că mai am încă de o, cred că mai am încă de o tură. Mai avem 1, 2 copăcelul ăla din față și nu s-a mai spamat nimic. Și la ăștia l-a văd că s-au mai spamat. Ori au mai avut produs, ori nu știu care e, nu știu care e treaba. Uite, și aici s-au mai spamat. Ok. Bă, văd că produc. Produc merii. Încă puțin. 145.000. M-am și gândit ce cultură o să pun între timp. O să ne axăm pe sorg. O să punem niște sorg pe terenul, pentru că e luna viitoare, în aprilie, pot să semăn sorgul. Din ce cauză punem sorg? Din cauza faptului că o să ne luăm găini, iar găinile știți că mănâncă sorg, mănâncă barley și ar fi o idee bună, pentru că m-am zis că vreau niște animaluțe, vreau niște găini, un coteț din ăla nu foarte, foarte mare de găini pacilișa prin, nu știu pe unde o să-l punem, cred că să-l punem pacilișa pe undeva pe zona asta, prin centru, să populăm și zona asta tot așa frumoasă, să fie la lumea, să umplem toată insula, să fie totul plin. Și practic cu sorgul o să le pot hrăni, ca să nu aștept eu până în luna octombrie ca să pot să mă apuc de semănat grâu, că aș putea să le dau și grâu sau barley, ca să nu stea terenurile practic până atunci goale. Iau frumos, semăn acum, după aia luăm sorgul, îl treierăm. O să trebuiască să-mi iau și vreun... Dar de ce spamează în continuu? Mai avem aici produs 300 și aici mai am produs. Nu înțeleg de ce spamează. De ce îmi spamează în continuu și nu mi-l spamează când sunt eu aici, gen. Mai spamează ceva? Mai avem vreun produs? Păi ești nebun la cap, dar câte produse, mama, măsis aici. Mie oricum îmi convine că sunt multe, pentru că așa am făcut o vânzare de măr ca lumea și mi-am scos. Ia uitați, am 147 de mii, gata, ai plecat, nu mai este absolut nimic. Gata, ăsta e gol, aici mai sunt câteva. Cred că mai umplu un trailer și asta nu foarte, foarte mult timp, pentru că le-am scos acolo, am avut 3 trailere de paleți de mere. Acum am mai umplut de aici încă 3. S-a meritat investiția mea. Câștig full. Mamă, sper că nu mai este nimica nici aici. Numai 63, suntem pe 0, mai avem copacul ăla. Dar de acolo pun pariu că o să-mi iasă mulți. Și nu o să-mi nu o să-mi încapă, mai încape doar unul în momentul de față. Acelișa. Hop. Gata. V-am zis că mai încăpea doar unul. Hai, ia de baraj. John Deere-ul ăsta e bun. Pentru muncile astea pe care le fac copacelișa la solare și așa mai departe, e foarte bun. O să iau niște sămânță și niște îngrășământ acum de la shop și să aduc să bag și la solarele alte de acolo. Să le bag niște saci. Cred că o să iau niște saci. Probabil saci sunt puțin mai ieftini. Ne uităm imediat când ajungem la punctulețul de vânzare. Mi se pare că sacii erau mai ieftini și așa iau niște saci de îngrășământ, niște saci de semințe și îi arunc acolo ca să-mi producă și sorg, și solarele, să producă și ale ceva, dacă tot le-am cumpărat și le-am pus acolo. Le alimentez și ele mă alimentează pe mine în același timp. Încă 11.000. Perfect, mamă, ori am vândut zilele astea orice mama măsă. Ori am vândut la produse. Dar și 160.000 nu sunt nimica, practic. Bă, nici ori ăștia, poate mulți au zis acum, bă, de ce nu-ți cumperi și tu un utilaj sau ceva? Că ăștia nu sunt... Nu sunt suficienți pentru ce vreau eu acum. Nu vă gândesc că vreau un tractor la 500.000, dar dacă tot am ajuns până aici cu tractoare închiriate și cu utilaje închiriate și acum deja am început să avem mișcare, să ne facem bănișori, să câștigăm un alta, nu cred că mai are rost să-mi cumpăr un tractor la
5.000, zic eu. Ceva foarte, foarte ieftin. Sunt frumoase și așa, dar dacă tot am ajuns până aici și tot avem atât de multă treabă și avem deja terenuri, avem producție, avem câteva chestii, măcar din bănișori este scoși. Trag eu acum mai tare, mă mai chinui cu utilajele astea închiriate și după când avem bănișori ne luăm ceva top pentru ferma noastră, pentru ferma noastră de pe insula pustiei aici. Atâta, gata. S-a umplut și remorca asta frumos. Bine, s-a umplut. Practic în jumătate cât am luat de acolo. Hop, mai văd un palet acolo. Am mai văzut un palet acelișa lângă containerul de iarbă. Pac, atât. Acum. Mamă, ce rău l-a legat. Ia să-i tu acelișa ta. Acum mă duc pe la plantația de fructe exotice acolo la mango și la papaya. Ne încărcăm și pe astea, dacă tot mi s-au spamat acolo. Să le iau, să le... Știu că nu au un preț foarte bun, acum ele se vând puțin mai bine mai în vară, dar vreau să le iau, să nu stea aici dacă tot s-au spamat, să nu stea aici singurele. Deci ăsta e un bănișor în plus, doar văd că aici e cam plin la papaya, tare mi-e frică că o să fie multă papaya. Opa, mango, papaya, deci avem din toate câte puțin. Așa, bun, le iau doar pe astea, ce s-au, dacă se mai spamează acum. Clar că s-au spamat, pentru că am dat timpul multe luni și normal că s-au spamat. Bun, na, mi-au mai rămas paleți și de mere și de papaya pe aici. Am luat și am încărcat, am făcut o încărcătură ca la carte. Știu că aveam o remorcă ceva mai mare, cred că pentru un camion cu autoload, care îmi permitea mie mult mai mult palet, dar nu știu ce am făcut cu ea, dacă mai am instalată sau nu, o să mă uit pe viitor, poate ne-o cumpărăm, să pot încărca 60-70, nu știu, mai mulți paleți deodată, să nu trebuiască să fac chiar așa de multe drumuri, că am băgat la drumuri astăzi de vânzare, dar 160.000 și cu ce mai vine acum, stăm pe spate pur asta. Fac. Ok, hai că se vând toate, nu cred că ajung la 200.000 cu toate fructele astea, dar ar fi ca lumea dacă aș ajunge la 200.000. Poate și cu celelalte care mi-au mai rămas acolo, s-ar putea să ajungem la 180. La 200.000 acum mă duc și le aduc și pe celelalte să le vând. Vreau să fac 200.000. Vreau să fac 200.000 neapărat. 182, sau oricum acum e puțin pentru că se vând ultimele. 23.000. Se cunoaște că au fost și fructe exotice acelișa în trailer. Mă duc să mai încarc un trailer, bineînțeles, am luat pe mere, am luat doar 11.000. Chiar sunt curios să văd ce preț au fructele mele exotice, acelișa de curiozitate. Unde avem mango, unde e mango? Nu-l văd, acelișa nu e, uite aici. Mango are 1440. Aha, deci chiar e, mă, dar e preț top acum. Deci eu l-am prins la un preț top, de asta am luat așa de mulți bani și papaya. Papaya se vinde bine și acum, în aprilie, aici că se menține linia asta că urcă așa și o să urce mai mult în ianuarie-februarie, dar mango acum e bombă, e GG. Deci de asta am luat așa de mulți, deci de asta așa am luat așa de mulți bănișori. Nu-i nimic, luăm și vindem tot să facem 200. Cred eu că o să facem 200 de, da, facem pe lejer 200.000. Lejer facem 200.000, vă garantez. Așa, hop. Toată papaya. Hai că la asta am văzut că n-avem un preț. Wow. Mai bine e plătit mango-ul, dar aici ce avem? Tot e papaya, mamă, se face mai multă papaya decât mango. Se pare că produce mult mai mult. Cultura mea produce mult mai multă papaya decât mango. N-am ce să-i fac.
nu știu din ce ca... A, ba da, uite, acum iese mango, atât. Deci aveam și mango pe stoc, doar că era acolo înăuntru. Apă este, papaya nu mai avem, mango nu mai avem, acelișa ce avem. Papaya, mango, 0-0, bun. Câte 40 de, câte 40 de kilograme abia mai sunt pe, abia mai sunt pe stoc. Bun, nicio problemă. Am legat frumos, am oprit autoload-ul. Și am plecat să mai vând încă o jumătate de, o jumătate de trailer, să văd cum mai au și pe tipul ăsta. Așa, am început vânzarea, pam, 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 194, 195, 200, lejer, 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 lejer. Aaaa, 197, tași, că am luat acolo 14.000, încă mai crește. Dar facem 200.000. Hai, 200, 200, 200, mamă, lejer, am făcut 200.000, 200.000, 201, 202, 200 cât? 202.000. 202.000, am mai luat 5.000 pe ultimele astea produse. Genial, am făcut 200.000. Oricum acum nu o să mai, n-o să mai am 200.000, pentru că mă bag în ei să cumpăr niște, să cumpăr niște sămânță pentru, să cumpăr niște sămânță pentru ăsta, cred că o să pot să-l las acilișa. Să cumpăr niște sămânță pentru solare, niște sămânță, niște îngrășământ, să le și transport. Ah, ba da, o să trebuiască transportate cu, cu remorcuța asta. Vreau să iau niște, niște paleți sau niște saci, nu știu, să mă uit să văd care sunt mai, care sunt mai ieftini, care sunt mai convenabili la, la preț. Uite, aici avem semințe, 700 de euro o tonă. Iar saci original cât au? 1800 o tonă. Mamă, 800 o tonă. Și ăștia din mod cât aveau, 800, 1000, 1000 de euro, 1000, semințele 700, 1000, ba, 100 de euro mai, mai ieftine. O să cumpărăm niște saci din ăștia, acolo la câțiva saci o să se cunoască câteva sute de euro, așa că mai degrabă luăm din ăștia mai, mai ieftin, practic e aceeași chestie, doar că sunt de la altă, de la altă firmă, ăștia vin din altă, din altă țară, din altă zonă și de asta sunt mai, de asta sunt mai ieftin. Cred că a rămas remorca mea acolo blocată. O iau și eu, trag așa puțin cu mâna, iar noi ne revedem în următorul clipuleț. Dacă v-a plăcut clipulețul, nu uitați să apăsați acolo butonul de like, să dați un share, un subscribe, aștept și pe Discord. Astea mi-am spuse, eu am fost Visogame și până la viitoare, v-am salutat. Pa, 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 pa.